Mașina se opri în fața unei porți vechi. Castanul bătrân căsuse peste gard, iar poarta era aproape distrusă. Un tânăr coborâ din mașină și deschise ușa din spate, de unde apăru o bătrână. Avea aproape 85 de ani, iar vârsta i se citea în chip, păr și chiar în mâinile care îi tremurau. Împinse poarta și intră în curte. Să vă însoțesc, doamnă? Întrebă îngrijorat tânărul. Ea se întoarse și zâmbi. E în regulă. Pășea pe o alee lungă, uitându-se spre casă. Era locul în care copilărise și unde nu se mai întorsese de 40 de ani. Lacrimile îi se scurgeau pe obraj. Cu fiecare pas apărea o nouă amintire, un nou regret. Clipele petrecute erau atât de îndepărtate. Începuse să plouă. Bătrâna nu grăbi pasul. Părea că vrea să simtă fiecare strop. Grădina care fusese plină de trandafiri acum era pustie, la fel ca și sufletul ei. Își îngropa picioarele printre frunzele uscate. Era o toamnă târzie și totul era sombru și rece. Își ridică ochii spre cerul care plângea odată cu ea. Un fior îi cutremura trupul slăbit. Într-un colț al grădinii, un câine negru privea fix. Părea speriat și înfometat. Își aminti de câinele ei din copilărie și de noaptea în care îl veghease până murise. Fusese acolo și îl ținuse în brațe, dar nu fusese acolo când i se stinseră părinții. Își dădu seama că nu vârsta îi aduse înțelepciunea. Ea fusese mai înțeleaptă în copilărie decât atunci când devenise adult. Știuse ce trebuia prețuit, dar uitase în timp. Acum era mult prea târziu să se mai schimbe. Spera doar în iertare, dar nu simțea că o merită. De ce ar fi meritat iertarea când ea la rândul ei păstrase atâtea resentimente și nu știuse să ierte? Nu se căsătorise niciodată. Iubise de câteva ori, dar abandonase de fiecare dată când lucrurile deveniseră cu adevărat serioase. A fost mereu frică de o legătură cu viața. De o legătură cu un om, cu un loc. Mereu considerase căsătoria o închisoare. Acum realiză că iubirea nu este o închisoare. Căsătoria era o casă cu uși și ferești deschise. Cheia era iubirea care închide pe îndrăgostiți într-o lume a lor, dar și încrederea care le deschide drumul spre inevitabila realitate. Dar mereu crezuse că nu are timp să iubească. Abia acum înțelegea ce înseamnă cu adevărat să nu ai timp. Ajunsese în fața casei și scoase din geantă o cheie ruginită. Reuși cu greu să deschidă ușa, apoi intră. Vedea cu ochii minții casa exact ca în copilărie, dar nimic nu mai era la fel. Mobila era aproape distrusă și peste lucrurile ei se pusese un strat gros de praf. Pereții erau pictați în culorile trecutului și păreau să spună câți ani trecuseră peste ei și câte amintiri păstrau. Avea atâta regrete, atâta durere în suflet. Era singură. Mereu fusese singură în lume, căutând să prospere. Își amintea câte sărbători petrecuse departe de casă și de câte ori uitase să sună părinții de ziua lor. Urcă scările și ajunse în camera ei. Totul era atât de vechi, dar părea totuși la fel. Câte momente petrecuse acolo întreaga ei copilărie.
Se vedea stând ghemuit în pat, cu o carte în brațe sau scriind la birou. Fusese o luptătoare. Muncise mult să aibă lucrurile pe care și le-a dorit. Învățase cum să transforme un refuz într-o motivație, dar cu toate acestea nu era liniștită. Nu făcuse lucruri pentru sufletul ei. Nu se dedicase niciodată unei iubiri sau unei prietenii, unui vis. Nu realizase cât înseamnă să-ți vizitezi părinții decât după ce îi pierduseră. Și atunci fusese mult prea dureros să o mai facă. Toate clipele când alesese greșit îi păreau în minte și o împiedicau să mai respire. În birou era o ramă veche. În fotografie erau părinții ei, iar între ei stătea zâmbind o copilă de 5 ani. Se privea, dar nu se mai recunoștea. Nu-i venea să creadă că zâmbise vreodată cu atâta naturalețe sau că fusese atât de fericită. Dar se întâmplase totuși. Fusese un copil fericit, dar nu știuse să-și facă părinții, nici bătrânii, fericiți. Iubise mult și abia acum înțelegea cât o iubiseră ei, pentru că niciodată nu-i reproșaseră că era mult prea departe. Se bucurau doar să-i audă vocea și să știe că este bine. Iar ei nu se plângeau de nimic. Încercaseră să învețe să acorde timp bunurilor vieții, iar ea ignora mereu, mai ales atunci când îi vorbeau despre un copil. Mama ei știa câtă bucurie aduce în viața unei femei nașterea unui copil și mereu și-ar fi dorit ca fiica ei să aibă parte de o astfel de bucurie. Ea amânase momentul până când hotărâse că este mult prea bătrână și fără răbdare pentru a se ocupa de un copil. Nu regreta că se dedicase carierei, dar regreta că nu făcuse și altceva în afară de asta. Regreta că fusese mult prea prinsă în realitate și nu se lăsase niciodată pierdută de vise. Își amintea vorbele mamei când îi spunea că de fiecare dată când greșea cu câte ceva, te simți rușine cu ceea ce ai făcut și n-a fost bine, tu nu uita să faci lucrurile altfel mâine. Dar ea uitase de foarte multe ori. Își renegase mereu sentimentele, crezând că așa va fi mai puternică. Era atât de dor. Dar se întreba oare ce este dorul? Dovada iubirii? Mărturisirea sufletului? Poate. Dar de fapt este suferință? Durere? E ca un fum care te neacă, dar în același timp nu-ți dorești aerul proaspăt. Este ca o lacrimă pe care vrei să o simți atingându-ți obrazul și nu-ți dorești să o ștergi niciodată. E ca nisipul de pe plajă care tânjește după valurile mării, ca pământul uscat care speră la o picătură de ploaie. Jurul ei era atâta liniște, dar până și tăcerea vorbește. Există momente în viață în care cuvintele sunt inutile, pur și simplu. Îți dorești liniște, nu zâmbete, nu lacrimi, nu răspunsuri, doar o clipă de singurătate în care să-ți auzi gândurile. Dar ea avusese parte de mult, prea multă liniște. Totul fusese atât de programat și nu permisese să fie surprinsă de nimic. Nu se aventurase niciodată, calculase întotdeauna fiecare clipă și fiecare decizie. Avusese momente când se îndoise de principiile ei, dar aruncase imediat acele gânduri, deoarece de fiecare dată fusese de părere
că raționează corect în ciuda strigătelor inimii sale. După atâția ani, își dorea să fi riscat mai mult, să-aș fi permis să plângă, pentru că poate, în felul acesta, nu s-ar fi strâns atâtea lacrimi și regret. Viața ei se derula atât de repede, încât bătrâna ameții se întinse pe pat și l-auzi cum aproape cedă sub neînsemnata ei greutate. Simțea cum era din ce în ce mai greu să rămână trează. Atunci și-a amintit că mereu se întrebase ce simți când mori. Închise ochii și se abandonă în vechiul ei pat. Era aproape adormită. Starea aceasta dinainte te rupe total de realitate, când un tunet cutremură casa. Ea deschise ochii brusc, ca și când s-ar fi trezit dintr-un somn adânc. Se uită în jur și totul era exact ca în trecut. Biroul, perdelele, patul, lejeria mirosea flori, iar pereții erau în cea mai bună stare. Se ridică în picioare și văzu că nu mai tremură. Și privi mâinile. Erau tinere. Alerga afară, ploaia tocmai se oprise. Mirosea primăvară. Totul în jur. Totul în jurul ei era ca înainte. A fost un vis? Se întrebă cu vocea tremurând. Și dacă am visat, înseamnă că mama, tata. Suntem în grădină, draga mea. Ploaia și vântul au rupt câteva flori. Tânăra a început să plângă, alergând pe alee spre grădină.